Ați mulțumit, un bătrân de 82 de ani a primit o notificare de la o companie de gaz prin care i s-a spus faptul că trebuie să-și mute casa de sub o linie de înaltă tensiune. A primit și un termen de 30 de zile care, dacă nu va fi respectat, va fi deconectat de la rețea. Viața bărbatului depinde de un dispozitiv medical care trebuie să stea conectat în permanență. Totuși, locuința bărbatului a fost construită înainte ca stâlpul să fie amplasat. Aici dorm eu și am aparat acolo. Și ăla e aparatul de curent. Acela, da. Da. Am înțeles. Uite și masca, pune masca sus. Hai să vedem. Și ce vă faceți fără mă poate sufla. Ziua umblu, merg, dar noaptea... Domnul Gheorghe Sandu are 82 de ani. S-a mutat în anul 1977 în satul Grigoren din Bacău. Atunci stâlpul de înaltă tensiune nu exista. Eu am pus casa, el a venit peste mine cu stâlpul. Doi reprezentanți ai companiei au venit să anunțe pe bărbatul de 82 de ani și pe soția lui că trebuie să se mute pentru că, din cauza stâlpului, există pericol iminent de incendiu și de electrocutare. A fost amenințat cu deconectarea în cazul în care nu se va conforma. Aici nu am putut pune nici stâlpul în partea cealaltă, că era un graj de oas dincolo de drum, eram mai tot așa în drum. Nu au putut pune nici acolo stâlp. Și cu autoritatea, au pus în legal. Cu ce se vine? Acum vine, spune că stă el lumina, că o să treci casa. Păi, da, eu sunt cam tânăr, mai am abia 28 de ani, să mai fac, 82 de ani. Nu avea nicio interes să răcnească așa, să impune așa de tare. Casa nu a fost pusă nici de el, nici de mine. Oamenii salace care au fost și au pus atunci, care au fost forțați să pui, poate nu mai simt. Nu eu, dar scrie, nu avem cuvinte. Băi, cu ce de vină eu sau tu ești de vină că pus asta să-l pe aici. Bărbatul a trimis sesizări către mai multe instituții, una dintre ele fiind Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În răspuns este specificat faptul că stâlpul se află la aproximativ un metru de locuință, nu există risc iminent de prăbușire și, mai mult, autoritățile certifică în document că imobilul a fost construit înaintea amplasării liniei electrice. Nu merge o părere să-l pui sau să nu-l pui. Dar se discuta pe atunci și puteți să-l pui și în casă, nu se nică. Bărbatul trăiește cu spaima că poate fi oricând deconectat de la curentul electric. Acesta supraviețuiește cu ajutorul unui aparat care trebuie să fie în permanență conectat. Până acum, compania nu a dat niciun răspuns oficial.